Este normal și este drept să fie așa, să ne bucurăm într-o asemenea zi, pentru că noi ne ducem cu gândul, în momentele acestea, la lucrarea pe care Dumnezeu, din dragoste pentru noi, a făcut-o atunci când, în urmă cu 2000 de ani, a trimis printre noi, în lumea locuită de fiii oamenilor, pe Fiul Său prea iubit, ca să fie Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele Domnului. Timpul pe care l-am la îndemână este un timp mai scurt, dar dacă spun lucrul acesta, n-aș vrea să îl înțelegeți ca și cum ar fi o nemulțumire din partea mea, atâta cât mi-a mai rămas, dacă Domnul mă ajută, îl pot folosi bine, iar dacă mă lasă să mă descurc de unul singur, atunci să știți că îl voi risipi și pe acesta puțin cât a mai rămas. Aseară, uitându-mă în Cartea Sfântă, am dat peste un cuvânt al Domnului pe care l-am citit cu siguranță în citirile mele prin Biblie. De mai multe ori l-am citit înainte, dar parcă așa ca aseară nu m-a atins niciodată. În cartea unui profet din vechime, un om care a trăit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, am găsit scris un cuvânt în care se spunea așa: cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire. Mi-aș dori tare mult ca în vremea aceasta cuvintele Domnului îndreptate spre noi să ne fie tuturor prielnice, să ne fie de folos, să ne umple inimile de pace, de bucurie, de mângâiere și, așa cum am mai spus și în alte împrejurări, Domnul să fie bucuria noastră. Cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta începe cu o expresie interesantă. Zice Luca, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. Am mai spus-o și în alte rânduri, Luca face cercetări amănunțite cu privire la lucrurile pe care le cuprinde în scrierea sa și faptul că el face legătură cu niște personaje din istorie și niște evenimente din istorie, este pentru noi și pentru orice cititor al Bibliei o dovadă că aceste lucruri despre care se vorbește aici sunt lucruri reale, lucruri care s-au petrecut, lucruri care pot fi verificate de către cei ce vor cu adevărat să cunoască temenicii acestor lucruri. Ele nu fac parte din categoria lucrurilor acelora despre care se vorbește și se spune că a fost odată ca niciodată. În vremea copilăriei mele și a multora dintre dumneavoastră care mă ascultați, am avut oportunitatea să citim multe povești, basme, cele mai multe erau scrise de Petre Ispirescu și cam toate începeau așa: a fost odată ca niciodată. Și pe când eram copil mic, credeam că lucrurile acelea au fost cândva. Dar atunci când am început să mai pricep unele lucruri, atunci când dădeam pe expresia asta, știam că lucrurile acelea n-au fost nicăieri și niciodată. Dar lucrurile despre care noi citim în dimineața aceasta și citim mereu în Cartea Sfântă, sunt lucruri care pot fi așezate în timp și spațiu, lucruri reale și verificabile. Și dacă Duhul Sfânt a găsit cu cale prin Luca să placeze bine în timp evenimentele acestea, n-aș vrea să fie pentru dumneavoastră o pricină de potignire dacă am să introduc câteva informații care țin de domeniul istoriei. Iată, Luca aici menționează un împărat roman, un imperator, Cezar August. Și despre omul acesta, din surse istorice, știm că a domnit la Roma între anii 27 după Hristos până în anul 14 după Hristos. O perioadă de aproximativ, am putea să potim noi, 40 de ani, așa, rotund. Perioada aceasta, spune istoria, că a fost o perioadă foarte diferită de vremea de dinainte, pentru că, în sfârșit, după secolele de războaie purtate de romani, imperatorul acesta a găsit cu cale să se ocupe și de altceva. În sfârșit, lumea putea să răsufle ușurată, vecinii Romei puteau să mai răsufle puțin, fără teama că
vor năvăli romanii peste ei ca să-i jefuiască. Cuceriseră până atunci romanii provincie după provincie, teritoriu după teritoriu și, ca să aveți o imagine așa generală, Imperiul Roman se întindea de la insulele britanice, Marea Britanie, și până în Orientul Mijlociu. Orientul apropiat era tot stăpânire romane și o bună parte din ceea ce istoricii numesc Orientul Mijlociu era stăpânit tot de ei. Și în nord, dominația romanilor se întindea până în partea de nord a Europei, iar în sud, partea aceea nordică a Africii era dominată tot de romani. Și în vremea aceea aș vrea să vă spun că în partea de nord a Africii, cultura în general era înfloritoare, arhitectura, orașele. Oamenii se bucurau de o bună stare până când au năvălit peste ei alții, despre care nu o să spun aici pentru ca să fiu politically corect, și au distrus totul. Au distrus totul. În vremea aceea, Cezar August și-a propus să instaureze o perioadă de pace. N-aș putea spune că în vremea aceea nu s-au auzit zângănii de arme, dar oricum conflictele armate au fost mult mai reduse decât au fost în vremea împăraților de dinaintea lui. El a fost preocupat și de o serie de reforme, a încercat să organizeze mai bine Imperiul și Luca plasează evenimentul nașterii Domnului Iisus în perioada domniei acestui împărat. Vom vedea că Dumnezeu îl folosește pe acest împărat roman, fără ca el să-și dea seama, îl folosește pentru împlinirea scopurilor și a lucrării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pentru ca plasarea evenimentului să fie încă mai precisă, pentru că, vedeți, 40 de ani este totuși o perioadă destul de largă, Luca mai vine cu o precizare și spune că atunci s-a făcut recensământul pe când, întâia dată, pe când era regător în Siria cu Irinius. Un al doilea personaj despre care istoria confirmă că a avut o anumită importanță în zona aceea Orientului Mijlociu. Și aici avem o mică problemă, pentru că din arhivele Romei se știe că acest Quirinius a fost guvernator în Siria, a fost numit ca guvernator în Siria prin anul 6, cred eu, sau 7 după Hristos. Pe vremea aceea, Țara Sfântă era considerată de către romani o anexă a Siriei, iar cartierul general al Romei în zonă era la Damasc. Quirinius acesta, într-adevăr, a fost numit regător, a fost numit guvernator în anul 6 sau poate 7 după Hristos, dar omul acesta a mai avut cu vreo 10 ani, poate înainte, o anumită funcție în zona aceea și eu cred că Luca a avut foarte multă dreptate atunci când a plasat în timp recensământul care a prilejuit sau care a avut loc în preajma nașterii Domnului Iisus. Ceea ce este însă important este faptul că în vremea aceea Cezar August a dat o poruncă să se înstrie toată populația dintre granițele marelui său imperiu. Noi nu știm motivul omenesc pentru care el a cerut lucrul acesta. Romanii făceau din când în când recensăminte pentru că voiau să vadă câți plătitori de taxe aveau în imperiu și pe de altă parte ar fi vrut să știe romanii și câți oameni din provinciile pe care ei le controlau puteau să fie folosiți în armata romană. Au venit unii și au spus, iudeii n-au luptat în armata romană niciodată. Iudeii au fost altfel. Dar am să vă spun că au fost cunoscute cazuri de iudei care au luptat în armata romană, pentru că aceasta era una din puținele căi în vremea aceea de a pune mâna pe o cetățenie romană dacă nu erai născut roman. Și de dragul de a avea o a doua cetățenie, au existat iudei care s-au înscris în armata romană. Misteria Romei în vremea aceea era secătuită după foarte multe războaie pe care romanii le-au purtat
Pentru că și atunci, ca și acum, știți ce se întâmpla? Războaiele se făceau pe cheltuiala poporului, iar prada de război intra în buzunarele generalilor și aristocrației romane. Cum se face și astăzi? Că țara ia împrumuturi, se folosesc banii din diferite surse și datoria o plătește poporul. Dar să revenim la ale noastre. Împăratul Cezar August a dat o poruncă pentru ca în tot imperiul său să se înscrie fiecare în cetatea lui. Fără să știe că în felul acesta el dă o mână de ajutor împlinirii planului și lucrării lui Dumnezeu. În vremea aceea, mulți s-au pus în mișcare pentru că, așa ca și acum, deși erau dintr-o parte, au ajuns să locuiască într-alta. Și despre Iosif citim că, deși era din casa lui David, din cetatea numită Betleem, omul acesta neprihănit trăia în Nazaret. Și atunci când a venit înscrierea, el a trebuit să se deplaseze. Dintr-un anume punct de vedere omenesc, am putea spune că această poruncă dată de Cezar August a venit în cel mai nepotrivit moment. Pentru că aceea care îi era rânduită să-i fie soție, era însărcinată și se apropia, era foarte aproape momentul în care ea urma să nască. În condițiile vremii de atunci, călătoriile se făceau a nevoie și pentru că vorbim aici de oameni săraci, oamenii aceștia probabil că au călătorit pe un asint, un măgăruș. Poate că Iosif a mers pe jos, trăgând animalul de covară după el, iar Maria, în situația în care se găsea, va fi stat pe spinarea măgărușului. Dar o călătorie din Galileea, din nord, spre Betleem, care se găsea la sud de Ierusalim, vreo 10 km, însemna o călătorie de câteva zile, în condiții de confort foarte redus, foarte incomodă călătoria aceasta, pentru o femeie în care se găsea în starea care era Maria. Însă vedeți dumneavoastră și bine ar fi să învățăm de aici, nici Iosif și nici Maria nu au cârtit atunci când a venit porunca aceasta. Ei n-au înțeles, probabil, atunci când au trebuit să pornească în călătorie. Și măcar că era o călătorie grea, oamenii aceștia n-au cârtit, n-au murmurat. Și iarăși zic, bine ar fi să învățăm și noi, că atunci când nu înțelegem de ce se întâmplă unele lucruri care ne implică și pe noi, care ne scot din zona noastră de confort, să învățăm să nu murmurăm și să nu cârtim nici noi, pentru că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și știe El mai bine de ce le îngăduie în felul în care le îngăduie. Slăvit să fie Domnul! Dincolo de lucrul acesta, aș vrea să spun că porunca aceasta lui Cezar August făcea posibilă împlinirea unei profeții pe care Dumnezeu o făcuse cu multă vreme înainte. Un profet al lui Dumnezeu din vechime, și mă refer la Mica, a vorbit despre nașterea acelui a cărui obârșie se suia până în zilele veșniciei și a spus că el urma să se nască în Betleem. Profetul acesta, în cartea pe care o scrie în capitolul al 5-lea, versetul al 2-lea, așa cum obișnuiau profeții, stă de vorbă cu cetatea aceasta, cu Betleemul și spune: și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești cea mai mică, mai neînsemnată dintre cetățile de căpetenie, în tine se va naște acela cărui obârșie se suie până în vremurile veșniciei. Vedeți dumneavoastră, precizez că Iosif și Maria locuiau, trăiau în Nazaret, în Galileea, iar profeția indica, prin Mica, Betleemul. N-ar fi avut Iosif și Maria niciun alt motiv să pornească în această călătorie, dacă n-ar fi venit porunca aceasta a împăratului. Și porunca împăratului a venit, noi zicem, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că a venit ca să ajute la împlinirea lucrării lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că și în vremea de astăzi lucrurile se petrec ca un apel. Multe lucruri care se întâmplă în plan politic, în plan social, în lumea în care noi trăim, ele ajută într-un fel sau într-altul
la împlinirea scopurilor și a planurilor lui Dumnezeu. Oamenii care iau hotărâri, oamenii care dau legi, oamenii care fac decrete, oamenii care mișcă, zicem noi, istoria, de cele mai multe ori nici nu realizează. Dar este mâna lui Dumnezeu care, pe tabla de șah a istoriei, îi mută și îi pune la locul unde are nevoie de ei și toate lucrurile acestea se petrec, chiar și în vremea noastră, pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu și, iarăși zic, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pe de altă parte, Luca este interesat să ne prezinte aceste lucruri în contextul lor istoric, pentru că vrea să ne scoată în evidență, să ne arate încă o dată cât de înțelept lucrează Dumnezeu. Acum, în Israel se știa că Hristosul avea să se nască în Betleem. Vedeți, când au venit magii, și despre lucrul acesta se va vorbi la vremea potrivită, când au venit magii la Ierusalim să întrebe de împăratul de curând născut al iudeilor, în cetate s-a produs tulburare. Și cetatea s-a tulburat pentru că iudeii știau că au un împărat care nu va primi bine vestea aceasta și care era în stare să facă lucruri mari și urâte și grele. Și dovada le-a și făcut. Irod, care era împărat, Irod cel Mare, i-a adunat pe bătrânii poporului, pe preoți și a întrebat unde trebuia să se nască. Și oamenii aceștia au spus, în Betleemul din Iudeia. Și a venit o vreme în care împăratul, supărat că a fost înșelat de magi, a poruncit ca în zona aceea toți copiii de la 2 ani în jos să fie trecuți prin sabie. Vedeți dumneavoastră, încă de la început, nașterea Domnului Iisus a provocat pe mulți și omul acesta s-a străduit să curme viața pruncului Iisus. Dar Dumnezeu a pregătit lucrurile de așa manieră încât a fost imposibil pentru ei să dea, pentru el să dea de urma pruncului Iisus. Pentru că revin și citesc versetul al treilea, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. În vremea în care se punea în aplicare porunca lui Cezar August de la Roma, cei care locuiau în sud, dar proveneau din seminții care se găseau în, locuiau în nord, dar se trăgeau din seminții din partea de sud, porneau în călătorie spre sud, iar ceilalți porneau în sens invers. În vremea aceea, în Țara Sfântă, era o mișcare pe care era imposibil să o ții în evidență. Nu se mai putea ști cine, cu cine votează, că toți mergeau spre cetatea lor. Pentru mulți a fost, poate, oboseală, cheltuială, dar știți cine au avut cel mai mult de câștigat din toată treaba asta? Hangii. Aceia care au deschis mici business-uri pe marginea drumului și case de poposire. Ăștia, în perioada aceea, și-au rotunjit bine veniturile. Însă iudeii au privit cu suspiciune cererea lui Cezar August, pentru că ei s-o făteau întotdeauna că ei n-ar trebui să dea bir Cezarului. Ar trebui să găsească un motiv cumva să scape ca să nu dea bir. Și porunca împăratului cam mirosea a bir. Dar acum ceea ce este important este faptul că Dumnezeu așa a învăluit lucrurile încât mai mari vremii de atunci, oricât ar fi dorit să dea de urma pruncului Iisus, n-au mai putut. Va veni o zi în care Mântuitorul Iisus va privi spre cer și plin de bucurie va rosti ceva ce suna rugăciune. El va spune, te laud, Doamne, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns lucrurile acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 25 și 26. Așa a găsit Dumnezeu cu cale și adevărul acestor cuvinte s-a întâmplat, s-a împlinit de mai multe ori în viața Domnului Iisus, dar într-un mod deosebit s-a împlinit atunci când El s-a născut. S-a arătat încă o dată cu prilejul nașterii Domnului Iisus că lucrurile acestea sunt descoperite celor cu inimă curată, celor smeriți și au fost ascunse de ochii celor ce erau înălțați în ochii oamenilor. Aș face aici o paranteză pentru că vreau să vă spun că de multe ori mă frământă lucrul acesta.
Mă întreb acum pe cei din lume, îi înțeleg, că nu știu. Dar mă gândesc și mă întreb de multe ori, cum se face oare ca aceia care se numesc creștini, care poartă numele frumos de copil de Dumnezeu, care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, aleargă foarte mult, mulți dintre ei, după înălțare. Când Dumnezeu nu pune niciun preț pe diplome, pe titluri pe care oamenii le obțin, dacă acestea nu sunt însoțite și de o mare doză de smerenie, acestea n-au niciun preț înaintea lui Dumnezeu. Nici o valoare nu au înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, mulți dintre noi ne luptăm să ne ridicăm mai pe sus unii decât alții. Doamne, ajută-ne să rămânem la cele smerite, pentru că cele smerite, să știți că ne fac plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Amin. Au ajuns la Betleem, Iosif și Maria și-au căutat primul loc de poposire. Au bătut la ușă și totul era închis. Nu mai exista în locul acela o odaie pentru ei. Una din colinzile pe care s-a întâmplat să le ascult în perioada aceasta spunea că au bătut la ușă închise. Poate că de multe ori faptul că ei au fost obligați să-L culce pe pruncul Iisus când s-a născut într-o iesle, poate că ne face de multe ori să ne gândim cu duioșie. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Pe Dumnezeu nu L-a durut atât de mult faptul că atunci, pentru Iisus, nu s-a găsit un loc în casa de poposire. Cât îl doare pe Dumnezeu acum, în vremea de astăzi, în inima celor mai mulți dintre oameni, nu se găsește loc pentru Iisus. Asta îl doare mai mult pe Dumnezeu decât l-a durut atunci, faptul că Iisus a fost așezat într-o iesle. Noi îl descriem și am avut ocazia să văd atâtea reproduceri din culturile popoarelor din lume, reprezentări ale nașterii Domnului Iisus. Știți ce au în comun toate acestea? Aerul sau atmosfera de smerenie, de modestie, de simplitate. Pentru Domnul Iisus, cel mai mare pas al smeririi a fost când din cer a ales să se întrupeze în trupul unui copilaș, așa cum am început și noi viața. Că a fost pus într-o iesle, aceea a fost un puțin adăugat la pasul uriaș pe care l-a făcut venind în lumea noastră. Dar l-a făcut și pe acesta pentru ca să avem acces la el. Și acum se pune întrebarea la aceste sărbători. În versurile poeziei care a fost recitată aici, se vorbea despre faptul că se ciocnesc pahare și e rude veselie. Acum, adevărul este că printre cei care poartă numele de creștini, sunt și dintre aceia care ciocnesc pahare. Noi nu le ciocnim. Dar întrebarea rămâne în fața noastră. Ce loc îi dăm lui Iisus în viața noastră? Prezența Lui în viața noastră ne deranjează sau ne aduce bucurie? Este foarte important să nu pierdem din vedere că Dumnezeu și-a trimis în lume Fiul pentru ca noi să avem un Mântuitor, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Aceasta era cea mai mare nevoie a omenirii, nevoia de a avea un Mântuitor. Nu cred că Dumnezeu este supărat de faptul că noi avem sărbători. O parte din sărbători, chiar El ne-a poruncit să le ținem încă din vechime și le-a arătat poporului Său. N-are Dumnezeu nimic cu sărbătorile. Dar ar vrea ca la sărbători accentul să cadă pe ceea ce este important. Copiii noștri se bucură de cadouri, primesc și copilașii bisericii vor primi. Dar bucuria cea mai mare ar trebui în vremea aceasta să fie sau să rămână legată de nașterea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Amin. E cel mai frumos dar care ne-a fost făcut vreodată. Când vorbim despre făgăduința lui Dumnezeu, despre promisiunea lui Dumnezeu, noi de multe ori ne gândim la făgăduința care a fost împlinită la cincizecime. Făgăduința revărsării Duhului Sfânt. Și fără îndoială este o făgăduință minunată. Dar mai înainte de a ne da făgăduința aceasta, Dumnezeu ne-a făgăduit un Mântuitor.
și la vremea potrivită ni l-a dat. A creat în vremea aceea toate condițiile pentru ca lucrarea Lui să se poată duce la îndeplinire, în ciuda tuturor opreliștilor pe care oamenii ar fi putut să le ridice. Și lucrarea Lui Dumnezeu s-a împlinit. Dar acum lucrarea Lui Dumnezeu este în fața noastră. Și se pune întrebarea, dacă ai Lui nu L-au primit atunci când a venit la ei, noi cum Îl primim? Putem să cântăm? Putem să venim să ne închinăm împreună în locul acesta? Și apoi să plecăm la casele noastre, întorcându-ne la felul nostru de viață, în care pâinea, casa, mașina, compania, toate celelalte ocupă locuri importante și pentru Iisus o zi din săptămână. Dar Dumnezeu, să știți că vrea de la noi mai mult de atât. Ce s-a întâmplat atunci în Betleem? Faptul că au găsit cei doi părinți uși închise, să știți că e istorie. Noi nu mai putem schimba nimic cu privire la ce s-a întâmplat atunci. E bine că nu mai putem schimba nimic. Dar putem schimba în viețile noastre. Și cred că este momentul acesta, un moment potrivit să ne facem o cercetare și să ne întrebăm, unde L-am așezat pe Iisus? Pe ce loc L-am pus pe Iisus în viețile noastre? Ce loc ocupă Iisus în casele noastre, în familiile noastre? Ce loc ocupă Iisus în preocupările noastre? Este un moment să ne facem o cercetare. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, să luăm hotărâri noi în privința aceasta. Pentru că noi pe Iisus îl așteptăm să vină. Și de El trebuie să ne fie legate toate bucuriile, toate speranțele, toate împlinirile, toate celelalte sunt trecătoare. Dacă frații l-au amintit pe fratele Daniel Stugare azi dimineață de două ori la ora de rugăciune, fie mângăduit să mai spun și eu un lucru în încheiere. Mi-aduc aminte că în toamna aceasta am avut mai multe discuții la telefon cu fratele Daniel și avea planuri atât de frumoase. Avea în vedere să se înscrie la o școală, să studieze. Avea planuri să facă o lucrare de doctorat. Mi-a spus tema pe care și-a ales-o. M-a întrebat ce cărți aș putea sugera. I-am dat o listă cu autori, cu titluri și capitole unde să caute informațiile. Și mi-a spus, frate, o parte din aceste cărți, dacă mi le poți împrumuta, dumneata, m-aș bucura. Și am zis, când vei începe, am să ți le împrumut. Dar iată că lucrurile au fost altfel de cum le-a gândit. Aș vrea să vă spun că nu avem prea mult timp la îndemână. Avem obiceiul, tendința aceasta omenească să tot raportăm de mai târziu punerea în rânduială a multor lucruri din viața noastră. Dar cel mai important lucru este să-L așezăm pe Iisus în viața noastră pe locul pe care îl merită. Și locul acela pe care îl merită este inima noastră. Nu-L puneți pe Iisus deoparte, ca pe un tablou de care nu mai aveți nevoie. De multe ori grămădim în casele noastre prin cămări o grămadă de lucruri când ne vin musafiri, că dacă le-ar deschide ușile, acelea ar cădea peste ei toate lucrurile înghesuite acolo. Cu Iisus să nu faceți așa. Pe Iisus să-L puneți pe primul loc. Când vă așezați la masă, să-L chemați să stea la masă cu voi. Când porniți în călătorie, să-L chemați să pornească, să călătorească cu voi. Când vă așezați în pat la odihnă, să vă credințați în mâna Lui. Iisus merită locul principal în viețile noastre. Că locul al doilea, să știți, atunci L-a acceptat. Dar de atunci încoace nu merge. Iisus rămâne bucuria noastră, amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. În această rugăciune, aș vrea în mod specific să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru darul pe care ni l-a făcut în Fiul Său, Iisus, în urmă cu 2000 de ani și de care ne bucurăm și în vremea de astăzi. Amin.